În luna aprilie, consilierii locali din comuna Scorțeni au inițiat o ședință extraordinară în cadrul căreia s-a pus problema suspendării lui Iulian Barbu din funcția de viceprimar. În urma voturilor, Barbu și-a pierdut funcția, dar s-a adresat instanței în contencios administrativ. Procesul a fost câștigat de fostul vice. Eu am făcut recurs și în momentul în care am făcut recurs am spus că această hotărâre a fost un vot politic și am inițiat la secția contencioasă a Tribunalului Prahova acțiuni. Iar în data de 28.10.2010 am câștigat acest proces. De parcă nu era de ajuns că Scorțeni rămăsese fără viceprimar, între timp, prin ordinul prefectului Adrian Dobre, primarul Gheorghe Bazgă a fost suspendat din funcție în luna august. Iulian Barbu speră acum să revină în funcția pe care a avut-o și să se ocupe de problemele comunei. Eu aștept să vină sentința la primărie, aștept 14-15 zile conform legii, după care îmi voi lua... prelua funcția de viceprimar pe care abuziv am fost eliberat. Viceprimarul interimar, Toma Drăgan, nu a fost dispus să stea de vorbă cu presa. În schimb, consilierii și cetățenii din localitate și-au exprimat opinia față de munca depusă de aleșii primăriei. De când e domnul Bazgă primar, a mers cam pe stânga, cam aiurea. Pentru că, după câte știu, nu prea lăsa să-și facă meseria și bază că le făcea pe toate. De-aia ajuns și unde a ajuns, e condamnat. Acum toată comuna e mizerie pe toate șanțurile, pe toate alea. El a fost demis în mod abuziv, a zis că n-are pregătire corespunzătoare, n-are studii și am adus un viceprimar care are 8 clase și are studii și el răspunde și de ca primar, n-are interimat. Aveam 3 miliarde pentru finalizare, pentru dispensarul de la Bordeni. A făcut rectificare de buget, a luat 1,5 miliarde, care, după câte văd, să cheltuiesc banii aiurea în alte scopuri, în alte... Altul acum este și primar, și vice, și de toate. Ce să facă mai întâi? Și fondurile au rămas care au rămas, să facă ce să... Așa, fiecare vine cu... eu vreau cu tare să o bagă mie. Primarul care a fost numai și numai pentru... Domnul Bazgă. A fost numai pentru comuna lui, pentru satul lui Bordeni. În Mislea n-a făcut nimic, a dărmat căminul de la bătrâni, a dus cărămizile la Bordeni. La Scorțeni nu e nimic. Domnul Barbu s-a ocupat mai mult ca primar. Asta vă zic. Încolo, în rest, n-a făcut nimic. Primarul pentru Mislea a zis că nu face, că nu l-a votat. Deci domnul Barbu s-a ocupat mai mult. Domnul... Și ar fi bine să revină în funcție. Ar fi bine ca domnul Barbu să vină înapoi. Rămâne de văzut dacă aleșii locali vor face sau nu recurs la decizia instanței privind repunerea în funcție a lui Iulian Barbu.